La Giurgiu, autobuzul este mijlocul de transport preferat. Este cel mai ieftin mijloc de locomoție și cu toate astea pensionarii de multe ori nu și-l permit nici pe acesta. Prin hotărâre de Consiliu, primăria le-a acordat gratuitate bătrânilor. Fie că pleacă dimineața la servici sau cu treabă prin oraș, giurgiuvenii se postează în stația de autobuz. Numai că autobuzul este ca o loterie. Dacă ai noroc, vine. Dacă nu... În urma sesizărilor venite de la giurgiuvenii nemulțumiți de transportul în comun, ne-am hotărât să vedem care este realitatea de la fața locului. Așa că, la ora 7 dimineața, ne-am postat în stația de autobuz de lângă piața centrală. Primul autobuz trebuia să vină la 7:12, al doilea la 7:27, apoi 7:37 și tot așa din 10 în 10 minute. Timp de oră, niciun autobuz nu a apărut pe linia 3, Policlinică 4 Pietre. Ce interesează pe după ei de jumătate sau de mine sau de cei care stau în stație? Da, ați văzut că la prima oră era un taxi aici. Da. Păi, dar de ce să fie taxiul să nu fie autobuzul? Păi, de ce credeți? Că mai au și înțelegere cu taximetrii ăștia. Au înțelegere. Se poate. În 20 de minute vei vii tu, mai vii și ăla, mai vine și ăla. Am mai sunt și de aici, care pleacă. Și de acolo, de pe tineretul. Eu până la 7, au plecat 3-4 taxiuri. Până când am venit autobuzul la 7. Dar da. Eu nu am legitimație, domnule. Și nu vine cu mine să mă să dau la pensie de 3 milioane jumate, nu o să dau 2 lei mereu la taxiu. Și nu am legitimație de la persoană cu handicap, de ce să mă să le dau lor. Sigur. Dar persoanele care merg la servici și trebuie să ajungă și depind de autobuz, ce fac? Ce să fac? Așteaptă, doamnă, sau uite, vin cu taxiul. A, da? Da, vin cu taxiul. Noi? N-a venit, doamnă, niciun autobuz. Ba, doamnă, că nu vine, a trecut al treilea la capăt, cineva o face acolo, nu? Așteaptă să, nu știu, eu, dar am văzut taxiuri până acum, câteva. Păi au fost 2-3 taxiuri până acum au trecut. Păi ei de asta așteaptă. Sunt vorbiți, doamnă, cu ei ăștia, cu taxiurile, cu șoferii. Taxiurile vin regulat, așteaptă să-și ocupe locurile, lumea urcă, semn că este veche practica. Între timp, niciun autobuz. Pe un ger de crapă pietrele, pensionarii așteaptă, fiindcă bani de taxi n-au, nici măcar 2 lei cât e cursa. Pe distanța în care, în mod normal, taximetriștii taxează cu 8-10 lei de persoană, pe ruta și orarul autobuzului cer doar 2 lei. Oamenii spun că ar fi o înțelegere între taximetriști și cei cu autobuzele, căci cel puțin la orele dimineții transportul în comun este aproape inexistent. Am făcut și o călătorie cu autobuzul. Păi la noi nu știți cum este, doamnă? Acum când circulă omul și trebuie să aibă profit, vine la jumătate de oră. Da. Și când... Dar vin taxiuri, în schimb. Păi, da, taxiuri vin, dar... Te uiți eu ca pensionare, merg așa și eu. Păi nu, că iau 2 lei cât ia autobuzul. Da. Noi suntem în avantaj acolo sus, la tineretului, în casă. Când vine mașina, plecăm cu taxiul, ce să facem? Da, de dacă... Da. În autobuz, biletul este încasat, dar și eliberat doar de șofer, fie în mers, fie în stație. Aici, conștiința călătorului joacă un rol important. Sunt călători care nici nu schițează că ar vrea măcar să plătească biletul. Dacă mergi o stație, două, nici că te observă cineva. Administrația publică locală plătește 850 de milioane de lei vechi lunar către firma de transport în comun. Ba mai mult, se dorea o eficientizare a acesteia. Care eficientizare? Are cunoștință municipalitatea de aceste nereguli? Dacă da, atunci ce măsuri a luat? Dacă nu, ce e de făcut? Știam că sunt mari probleme la Tracum. Și când eram consilier, Tracum a fost o țeavă pe care unde se pierdeau banii municipalității. Credeți dumneavoastră că 850 de milioane sunt bani puțin pe care îi plătește municipalitatea pentru a transporta persoanele mai defavorizate? 650 de milioane sunt pentru transportul persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora. Dacă aveați informații pe surse, ați încercat să comunicați cu firma de transport în comun? În orice moment când am avut, eu știu, sesizări, fie că era pe contul de Facebook al meu personal sau al primăriei, sau până la urmă îmi spuneau oamenii,
Domnul director a fost la mine, a zis, te mișcăm repede, urmează. Da, așa este, a fost o zi când n-a mers o mașină, a mai fost o zi când n-a mers alta. Acum văzând în imaginele dumneavoastră, șoseaua era perfectă. Deci șoseaua era neagră, era fără polei, fără, zăpadă care să permită la un moment dat o anumită motivare că a întârziat datorită condițiilor meteo. Ori lucrul acesta, domnul director, nu cred că va mai putea să le ia în apărarea dumnealui. Zilele trecute l-am chemat și am spus, are GPS montat pe mașini. Municipalitatea a plătit bani grei ca să cumpere acele mijloace electronice de monitorizare. Avem un soft performant, nu este pus în valoare. Și l-am întrebat, dar de ce nu-l folosiți? De ce nu-l puneți în valoare? Că n-au calculator. Drept urmare, mi-a promis că acel calculator al dânsului ca director va fi folosit de către dispecer ca să monitorizeze circulația acestor autobuze. Iar în spatele, asta i-am cerut, iar în spatele fiecarei foi de parcurs trebuie să existe monitorizarea prin GPS ca să demonstreze exact că și-a respectat acel itinerariu. Eu nu merg să dau cu bâta, nici să merg pe principiu, am venit eu și-i schimb pe toți. Îl aștept în luna ianuarie cu această monitorizare și vom vedea, chiar vă chem și pe dumneavoastră și ne vom uita pe acele foi de hârtie care spun perfect când și unde au fost autobuzele, la ce oră, și nu poate nimeni să mai conteste. Mă bucur că ați făcut, eu aș fi mers și mai departe. Am un mare dubiu privind banii pe care încasează șoferii și faptul că dau sau nu chitanță. Există în tot la Tracum un program și camere de monitorizare care nu sunt puse în valoare. Cameră pe șofer, cameră în interior, cineva dintr-un dispecerat să-l vadă, să anunță. Dom'le, am văzut vreo 5-5 în autobuzul ăla că a urcat. Stă în stația următoare. Cei vine, îi controlează. Vă mulțumesc și vă aștept și cu alte reportaje. Vă spun, verificați, este, până la urmă, acesta e meritul dumneavoastră. Faceți investigații, fiindcă oamenii acceptă așa lucruri și chiar au nevoie. Deocamdată avem punctul de vedere al primăriei. Vom reveni cu amănunte, dar și cu punctul de vedere al reprezentanților firmei de transport.